De la cos, Domnul Iisus Hristos ne duce la cunoaștere. Hm. Din nou, eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Observați? Mântuirea, viața, ține nu atât de mult de ce avem și cine suntem, cât ține de a cunoaște pe Cel ce este viața. Întoarceți cu mine câteva pagini până la capitolul 17 să auziți un cuvânt. Versetul 3. Și viața veșnică este aceasta? <laughs> Urmează definiția care probabil ne lasă pe toți cu gura căscată. Pentru că Domnul nu are, cum zicem noi, lungă, fără durere, gata, am scăpat, vai ce bucurie ne așteaptă, am scăpat de durere, de plâns, de lacrimi, de. Nu asta e viața veșnică. N-are nicio legătură viața veșnică cu ce zicem noi sau cu ce ne dorim noi. Citiți! Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cunoaștere. Viața constă în cunoaștere. Trebuie să cunoști pe cel ce este viața. Și în măsura în care tu îl cunoști pe el, trebuie să înțelegi că și el te cunoaște pe tine. El te cunoaște pe tine, tu îl cunoști pe el. Dacă el nu te-ar cunoaște pe tine, tu nu l-ai putea cunoaște pe el. Dar asta vine și mai apăsat. Tu nu poți să pretinzi că îl cunoști pe el pentru că el te cunoaște pe tine. Și ai minții. Ai spune un adevăr, dacă nu e așa. Pe Hristos nu-L poți păcăli că-L cunoști. El știe dacă îl cunoști sau nu. Și despre asta este viața. Despre a-L cunoaște pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Despre a-L cunoaște prin El pe Dumnezeu Tatăl, care a rânduit lucrarea aceasta. De fapt, viața înseamnă cunoaștere. La viață venim prin cunoașterea Domnului Isus Hristos.